Ca de obicei, edilul Radu Mazăre și-a făcut apariția înconjurat de fete care au avut aceeași costumație ca și el, deja știuta uniformă khaki și beretă roșie. El s-a prezentat la vot puțin după ora 12 și a profitat de ocazie pentru a aduce din nou în discuție portul Constanța și trecerea acțiunilor către municipalitate. Știi pentru ce votez? Votez pentru Constanța, pentru port al Constanței, așa cum este în Europa și mai exact pentru cine vrea să fim ca în Europa. Adică cine vrea ca portul să fie al autorității locale, parțial, așa cum e în toată Europa. Nu pentru cine zice că e european și vrea să facă altfel, să țină pentru milionari. Fetele le-am ales fiindcă au fost în club aseară. Alea care sunt de seară nu au fost în club aseară. Spectacolul a continuat și în sala unde s-a votat. Deci nu vă înturați ca să nu renunțați la asistente? Dacă mă însor, nu mai lasă în cluburi și nu mai pot să muncesc, par. Gata! Vă uitați la noi? Mă uit și la voi, auzi? E mai bine la vot condus de fete decât la beci condus de mascați, nu? Păi mă ajutați să vă recompensa acum. Referitor la bărbatul care l-a scuipat pe președintele Traian Băsescu în portul Constanța, edilul este de părere că fiecare culege ce a semănat. Ce părere aveți de gestul bărbatului de ieri care l-a scuipat pe președintele Băsescu? E relația lui Băsescu după 10 ani în care a fost președinte cu poporul.